În decursul zilei de astăzi a avut loc ședința Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu-Severin, unde s-a discutat despre ultimele reglementări privind încălzirea orașului. De asemenea, s-a aprobat și un proiect pe fonduri europene pentru materialele necesare împotriva răspândirii COVID-19 în unitățile de învățământ. De la 1 noiembrie, severinenii vor avea căldură. În cadrul ședinței Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu-Severin s-a discutat atât despre menținerea prețului de livrare a agentului termic către populație, cât și despre închirierea utilajelor de la RAN necesare producerii energiei termice. Le mulțumesc domnilor consilieri locali pentru faptul că astăzi au participat la ședința de Consiliu Local. Normal ar fi trebuit să intre în pâine, să zic, noul Consiliu Local, dar lucrurile s-au prelungit și atunci am apelat la bunăvoința vechiului Consiliu Local să ne întâlnim astăzi să aprobăm lucruri importante pentru severineni. În primul rând, același preț la gigacalorie ca și în anii trecuți, deci prețul la căldură nu se modifică în acest an. Am aprobat închirierea utilajelor de la RAN pentru a putea funcționa anul acesta, deci săptămâna viitoare, de fapt de pe 1, severienii vor avea căldură. Un proiect important de pe ordinea de zi a fost despre gestionarea situației de pandemie în unitățile de învățământ din municipiul Drobeta Turnu-Severin, pentru ca orele de curs să se desfășoare în siguranță, dar și pentru asigurarea învățământului online. Am aprobat un proiect pe fonduri europene de 20 de milioane de lei, aproximativ 4 milioane de euro, pentru a lua materiale împotriva pandemiei, împotriva COVID, pentru școlile din Drobeta Turnu-Severin, lămpi cu ultraviolete, atât pentru aer cât și pentru suprafețe, dezinfectanți, dispensere, tot ce trebuie, măști, tot ce trebuie ca actul de învățământ să se desfășoare în condiții optime, raportat la vremurile pe care le trăim. Să sperăm că vom reuși să păstrăm școlile funcționale. Nu depinde de noi, dar primăria, personalul primăriei face toate eforturile ca școlile din Drobeta Turnu-Severin să fie funcționale din punct de vedere administrativ. Totodată s-a discutat și despre rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al școlii post-liceale sanitare și al Direcției de Asistență Socială Drobeta Turnu-Severin pe anul 2020.